Da, cred că suntem într-un stadiu bun dacă ne raportăm la graficul de execuție prevăzut în contract ca etapă de execuție astăzi. Din punct de vedere al situațiilor de lucrări, al fazelor de lucru, din punct de vedere al execuției bugetare, suntem la zi, să spun, din punct de vedere al nostru, mă refer la ca și municipalitate. Constructorul s-a încadrat în grafic, este la zi, au fost poate pe parcurs câteva probleme, să spun, care au fost reglate, pentru că a trebuit să fie făcută o modificare, o completare a proiectului, pentru că se vor executa lucrări de amenajare și a spațiilor care au fost unde a funcționat Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu. După ce se vor amenaja și aceste spații, odată cu întreaga clădire, direcția va reveni în locația respectivă, unde va desfășura activitate, pentru că asta a fost și condiția care a fost pusă atunci când am preluat această clădire de la Ministerul Agriculturii sau Ministerul de Finanțe sau prin notarea de guvern. Această clădire este o clădire emblematică și face parte din istoria municipiului Brașov. Cu toții știm acest lucru, are o istorie și o poveste foarte frumoasă. Vrem ca această clădire să arate așa cum a fost, să spun așa, cu mulți ani, în 1911-6 sau de când sunt aceste grinzi pe care le-ați văzut că sunt partea structurii acestei clădiri. Poate la finalul clădirii o să reușim să deschidem și acel safe care astăzi nu-și găsește cheia. Cine știe ce surpriză o să fie în acel safe, poate găsim o comoară sau valori sau lucruri importante din punct de vedere al patrimoniului. Este o clădire care are nevoie de, să spun așa, de o altă abordare ca și metode de lucru, pentru că și accesul este foarte greu. Sunt lucruri care trebuie să fie transportate aici și accesul este mai complicat. De asta constructorul trebuie să aibă înțelegerea, să spun așa, din partea noastră și a tuturor care sunt aici în zonă, așa fel încât să putem să și lucrăm, să și funcționăm aici. Și ați văzut că vara aici este plin, sunt activități colaterale și a trebuit să găsim o soluție așa fel încât să conviețuim împreună. Trebuie să ne grăbim pentru că vine sezonul rece și partea de acoperiș, partea de superioară pe care ați văzut-o că e descoperită, trebuie să fie închisă rapid, în așa fel încât în perioada rece să poată să lucreze la interioare și pe timpul iernii să deruleze lucrurile care sunt posibile de făcut în condițiile de iarnă, să spun așa. Nu pot să spun acum, constructorul poate să avanseze dacă va termina mai devreme sau va trebui să ia în calcul ca la final să ne raportăm tot la termenul din 2021, luna ianuarie 2021. Deci mai avem un an, 12 luni, 14 luni, da, 14 luni. Și luna ianuarie, să spunem, da. Greu la trecut, da. Asta spunem și noi, greu la trecut. Noi promitem că o să fim cel puțin la începutul 1 decembrie, gata. Doar dacă mai sunt mici probleme sau mici chizare, tot ce este esențial va fi gata atunci. Vom putea deschide totul. De sărbători? De sărbători? Decembrie ăla? Decembrie celălalt, nu acesta. nu acum. Peste un an și o lună. Peste un an și o lună. Partea grea, care a fost grea, care a fost materialele grele, deja s-a făcut, s-a executat. Au fost diferite probleme. Problemele au fost și de lucruri neprevăzute. Păi uitați, și acolo avem o canalizare care nu a știut nimeni de ea. Și nu putem, trebuie să vină experții să vadă care este stadiul canalizării și să putem să o continuăm, să putem face liftul. Au fost mici probleme, nu au fost lucruri grave, dar ne împiedică o lucrare rapidă. Dar s-au rezolvat până atunci. La partea istorică trebuie să fim foarte atenți aici, care trebuie să o respectăm. Tot ce ține de istorie și pe exterior este o fațadă istorică, se va lucra mai mult la ea, se va lucra cu atenție și se va respecta mortarele care au fost și acum 100 de ani.